Avem în Republica Moldova tineri foarte talentați, iar mulți dintre ei au intrat deja în bătălia pentru a deveni reprezentantul Republicii Moldova la cel mai așteptat eveniment muzical, Eurovision Song Contest. Va fi o ediție jubiliară, pentru că Eurovision a ajuns la cea de-a 65-a ediție. Se va desfășura la Rotterdam, dar până atunci trebuie noi să ne desemnăm câștigătorul. În data de 29 februarie se va desfășura marea finală națională, iar unul dintre participanți, unul dintre cei care își dorește cu tot sufletul să ajungă să ne reprezinte țara, este și Dima Jelezoglu, care este invitatul nostru din această dimineață. Bine ai venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Așadar, ai intrat în finala Eurovision, ești mândru de rezultat? Da, desigur, eu sunt mândru, pentru că eu sunt în final. Я очень волнуюсь, конечно, но я готовлюсь, и я соберусь силами, и я думаю, все будет окей. Cu siguranță o să fie totul ok. Tu ești pentru prima dată la Eurovision, din câte știu eu. Da, eu sunt prima dată. Vara trecută eu am înțeles că eu sunt gata pentru acest concurs în planul vocal și profesional și... Uite-mă aici, cumva, da? Eu aici. Piesa Do It Slow, o piesă foarte ritmată, foarte zbuciumată, așa, multă lume zicea că e acolo și un pic de India, și un pic latino, și un pic grecesc, și un pic turcesc. Ce fel de mix e acolo? Eu sunt găgăuz și muzica turcească este aproape de... Noi găgăuzii este deosebit aproape de mine, pentru mine, și pentru că primul concursul meu internațional a avut loc în Turcia, și eu, organizatorii ne-au demonstrat, ne-au prezentat cultura turcească și din moment, acest moment eu m-am îndrăgostit în cultura turcească. Cultura turcească, muzica turcească, melismatică. Dansurile. Da, dansurile. Și eu am folosit în cânticul meu scripca turcească. Așa. Și eu cred că acest sunet atinge în sufletul fiecărui ascultător. Cu siguranță. Cu cine ai lucrat asupra piesei? Cât timp a durat pregătirea ei? Am scris piesa această vară, trecută vară. Bun. Da. Aranjerovca și muzica și text am scris eu. Super tare, bravo. Mersi mult. Și svidenie și mastering a făcut tatăl meu. Da. A, deci cumva ești dintr-o familie de muzicieni, da. Muzica e la ea acasă. Da. Te pregătești pentru finală deja, nu știu, costumul, ținuta scenică, o să ai parte de dansuri acolo în spate, un show, ceva? Da, номер будет больше танцевальным. Да, потому что песня такая зажигательная, такая восточная. Грех не танцевать. Да, грех не танцевать. И, конечно же, я буду делать опору на вокал. Будем его улучшать в любом случае, потому что я считаю, что нужно выступить очень достойно, так как это мой первый раз на этом конкурсе. И я надеюсь, у меня все-таки получится. И я, конечно, надеюсь на поддержку телезрителей, на поддержку жителей Молдовы. И, в общем, думаю, все будет окей. Deci cumva emoțiile le-ai lăsat la o parte, te pregătești, muncești tare mult. Bun, emoții o să fie, nici nu prea ai de ales, desigur. E totuși Eurovision. Ce se întâmplă în cazul în care, uite, tu primești noutatea că ai câștigat? Care va fi prima reacție a ta? Vei striga, vei plânge de bucurie, vei sări în brațe la toată lumea. Eu voi plânge de bucurie, eu cred că... Și dacă nu câștigi? Dacă nu câștigi... Да, в первую очередь я возьму для себя очень огромный опыт. И плюс, так как меня многие знают в Гагаузии, уже буду не только гагаузским артистом, но буду уже молдавским артистом, потому что мне хочется, чтобы обо мне знала и о моем творчестве знала вся страна. И не только. И не только. Așa, deci noi tindem spre Europa, cumva, acolo. Tu iei și ore de dans, pentru că eu te-am văzut la preselecții și așa, și așa, așa. Faci ore de dans?
Te pregătești cumva și tu? На первый этап я готовился сам. Мое отличие в том, что в моей команде нет пиар-менеджеров, нет продюсеров. Дело в том, что я сам себе продюсер, сам менеджер, пиар-менеджер. Конечно же, меня поддерживают мои родители, я им очень-очень благодарен за это. И, конечно, меня поддерживают друзья, слушатели мои. И мне, честно, мне этого хватает, и я думаю, что их поддержка – это намного больше, чем какой-то продюсер или что-то вот в этом роде. E cumva și un sprijin emoțional. Da. Dima, felicitări că ai ajuns în finală. Ne vedem atunci, dar poate și până atunci mai vii, mai intri pe la noi să ne povestești cum merg lucrurile. Acum te invit în scenă să ne prezinți piesa Do It Slow, mai cu curaj. Îndrăznește, piesa asta trebuie să fie dansată, așa că toată lumea să danseze împreună una cu Dima Jelezoglo, care vrea să ne reprezinte țara la Eurovision. And